invitația către ANAP, de asemenea s-a făcut invitația și către operator. Termenul ANAP-ului este pe data de 29, pentru că sunt termene stabilite prin lege. Și oferta trebuie să fie depusă până pe data de 30, dacă mă înșel eu. După evaluarea ofertei respective, bineînțeles, și acceptarea, în primul rând, de către operator și apoi depunerea ofertei respective, vă dați seama că vom da drumul la procedură. Despre ce operator vorbim? Între timp, poftim? Despre ce operator vorbim? Operator care depinde absolut toate condițiile conform caietului de stat. Cine este acest operator? Coralul este singurul care a îndeplinit condițiile, așa cum a spus și CNSC. Bun. Pe de altă parte, urmărim cu foarte mult interes și ce se întâmplă pe achiziția acestui serviciu printr-un acord cadru pe 4 ani de zile. Suntem în termenul celor 10 zile în care se poate depune notificare sau contestație la nivelul CNSC. Dacă acest lucru nu se va face, mă refer la contestație sau notificare, vă dați seama că în urma ultimului anunț făcut pe SEAP, putem încheia contractul în urma licitației avute. Și atunci, da, nu mai este cazul să continuăm cu această negociere directă. Deci luna viitoare se poate interveni, credeți? Da, deci dacă ANAP-ul are un răspuns pozitiv și, bineînțeles, se acceptă această invitație cu siguranță.